Bine ne-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Ca și la ediția precedentă, adică această ediție va semăna foarte tare cu ediția precedentă, mai întâi că am să vă spun același lucru, nu stau față în față cu interlocutorul meu, trebuie să faceți dumneavoastră un efort de imaginație, să vă gândiți că suntem în tabere opuse totuși. Și al doilea punct din care corespunde, seamănă această ediție cu precedenta, este că am invitat tot un liberal, un tânăr liberal. De data aceasta este vorba de doamna Mihaela Isciuc, consilier județean PNL. Fiți binevenită în emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Bună ziua telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur că am putut răspunde afirmativ invitației dumneavoastră. Sunteți, în cât am urmărit eu din ședințele de Consiliu, sunteți o prezență foarte activă în ședințele de Consiliu județean și cred că asta vine nu doar din faptul că sunteți în momentul ăsta în opoziție și deci obligați cumva să fiți activi, ci că așa vă e firea. Îmi place să spun că din postura de consilier județean în opoziție învăț administrația acum, sunt la primul mandat și da, sunt vocală pentru că cunosc situația multor primari din zona Romanului, pentru că eu provin din zona Romanului, din comuna Trifești mai exact, și atunci nevoile lor îmi sunt foarte cunoscute și încerc ca și nevoile lor să fie auzite de către președintele Consiliului Județean și de ceilalți colegi consilieri. Pentru că tot ați adus vorba de relația cu primarii, haideți să spunem, ca să înțeleagă toată lumea, ce poate face un consilier județean pentru o comună, pentru niște comune, pentru niște primari. Lucrurile sunt destul de greoaie, ca să spun așa, pentru că, cum ați spus dumneavoastră, sunt din opoziție, dar un consilier județean, sau cel puțin consilierii județeni PNL, merg periodic, lunar, în comunele unde avem primari liberali și încercăm ca să cunoaștem nevoile și să intervenim acolo unde putem sau în posibilitatea în care am putea noi să-i ajutăm. De exemplu, cum a fost perioada de iarnă, am încercat să ajutăm primarii și anume drumurile județene care trec sau tranzitează comunele au fost cu probleme, evident. Tot timpul iarna pe nepregătite, ca să spun așa. Eu am avut o relație destul de bună cu domnul Conache, domnul care se ocupă cu directorul din Consiliul Județean. Sincer, am făcut fotografii în fiecare comună unde sunt coordonator politic, ca să spun așa. Și am transmis domnului Conache prin intermediul WhatsApp-ului problemele unde sunt și cum putem să le rezolvăm cât mai curând sau în cel mai repede caz. Am avut o situație, chiar trebuia să merg la o ședință de Consiliu Județean, eram în comuna Văleni, drumul impracticabil, nu am putut să ajung la ședință din cauza drumului înzăpezit. Automat, când am mers la ședința următoare, m-a întrebat de ce n-am ajuns. Am spus că eram înzăpezită, am transmis domnului Conache, a trimis mașină ulterior. S-a rezolvat, dar știți cum, iarna nu-i ca vara și vara nu-i ca iarna. Da. Dar am avut o colaborare destul de ok, ca să spun așa, cu domnul Conache. Deci, trebuie să cerem ca să ni se dea. Dumneavoastră vreți să spuneți că relația cu executivul Consiliului Județean este una bună, măcar în ceea ce vă privește pe dumneavoastră. Da, atâta timp cât cer și comunic unde sunt probleme, automat încearcă să le rezolve, ori de gura mea, ori pentru că să nu mai aibă tam-tam în plenul ședinței. Eu nu mă consider un om politic, mă consider un cetățean și nevoile oamenilor sunt și nevoile mele, cetățean al județului Neamț, și atâta timp cât noi suntem plătitori de taxe și impozite și banii noștri merg unde merg. Și chiar de acolo pot să spun că mi-au și indemnizația de consilier județean, atunci trebuie să facă lucrurile să funcționeze într-un fel sau altul în ceea ce depinde de noi. Da, v-am pus întrebarea asta, de fapt vă ceream o confirmare, pentru că există o optică în rândul funcționarilor din administrația publică, fie locală, fie județeană, chiar și mai rău,
După care șeful este șeful instituției consilierii. Sunt și ei acolo, mă rog, e ales lumea, dar să bagă și ei în seamă. Asta este opinia multor din funcționari și care evită să aibă relații direct cu consilierii. E bine că la dumneavoastră nu se întâmplă așa. La mine, să știți că chiar am colegi primari care mi-aduc la cunoștință problemele care le au și încerc împreună cu colegii consilieri din PNL să aducem la cunoștință în cadrul Consiliului Județean problemele lor. Chiar acum avem probleme cu banii pentru cofinanțare. Deja am 5 primari liberali care au venit și mi-au spus că păi, suntem în deficit financiar pe chestia asta, pentru că s-au dat anumite chestii când s-au mărit salariile în ianuarie, sunt mulți cu asistenți sociali, sunt probleme care nu au de unde să acopere. Ar trebui să ia de la investiții, să acopere cheltuielile care sunt curente. Să așteptăm cu nerăbdare următoarea, ca să spun așa, ședință, să vedem cum putem să-i ajutăm sau cum putem să vedem de unde o să mai provină banii pentru ajutorul. Da. Relația în Consiliul Județean între grupul liberal și majoritate, dar și relația dumneavoastră cu ceilalți colegi, cum este? Din punct de vedere politic? Și din punct de vedere politic, da. Se înțelege că e o luptă, trebuie să fie o luptă politică, sigur. Automat. Politica pe care o ducem pentru cetățenii județului. Nici de cum nu este o luptă internă, adică să avem ceva personal unul cu altul. Efectiv, luptăm și sper să fie și la sentiment cu noi pentru binele cetățeanului. Că, în practic, noi suntem în slujba lor, în slujba cetățenilor. Ei ne-au acordat votul de încredere și, într-adevăr, este frustrant. După o luptă în 2016 contra PSD-ului, să avem 14 consilieri liberali și să nu putem face mai mult. Este frustrant. Chiar dacă eu sunt la primul mandat, să ajungi acolo și să nu poți să dai o explicație omului bun, ești consilier județean, ai spus că faci. Noi vrem să facem, dar din opoziție, exact cum a spus și dumneavoastră, doar pot să intervin cu fotografii, cu probe, cu scrisuri, dar da. Mai mult de atât nu... Eu zic că, comparând situația din Consiliul Județean cu cea din Consiliul Local, eu zic că dumneavoastră aveți acolo o șansă că sunteți în opoziție. De ce? Pentru că asta vă obligă, nu-i așa, să citiți fiecare material, fiecare proiect de hotărâre, raport de specialitate, expunere de motive și așa mai departe. Iată, în Consiliul Local Roman, unde majoritatea liberală este absolut confortabilă, e o părere personală și dacă greșesc am să îmi cer scuze, eu cred că sunt destui consilieri care nu citesc mapele pentru că ei consideră că e o muncă în plus, de vreme ce inițiatorii, primarul, de vreme ce majoritatea există, de vreme ce trece, ce rost are să mai îmi bat capul să mai și citesc? Chestiune care se observă, să știți, presa observă, noi am tras suficiente semnale de alarmă în legătură cu... Noi nu spunem să nu se voteze inițiativa primarului, proiectul inițiat de primar, Doamne ferește, dar spunem să se discute. Există de multe ori în proiectele de hotărâre chestiuni discutabile, există greșeli, există chestiuni care scapă. Orice luare de cuvânt a unui consilier liberal ar însemna că pe el îl interesează. Faptul, activitatea fizică de a vota denotă, iertați-mă, dezinteres sau, mă rog, un interes mai slab. În sfârșit, a fost o observație personală. Dacă vreți, vă pot să dau un răspuns la observația. N-ar fi rău să vorbiți cu colegii dumneavoastră din Consiliul Local, să mai vorbiți. Nu pot să mă pronunț pentru colegii mei vis-a-vis de colegii mei din Consiliul Local Roman. În schimb, noi la Consiliul Județean ne întâlnim și înainte de ședință cu o oră jumătate înainte, unde dezbatem problemele care le avem. Singura noastră problemă, ca să spun așa, apar proiecte noi înainte cu 5-10 minute în care chiar nu putem să gestionăm problema asta. E o tactică veche, sigur, da. În schimb, noi avem pe domenii de activitate, avem comisii unde activăm toți și venim opinii și păreri, chiar discutăm înainte problema asta. Dacă tot am început să fac această comparație, în ciuda a ceea ce am spus mai devreme, totuși, în Consiliul Local Roman se respectă următoarea cutumă. Președintele de ședință
După ce expune proiectul de hotărâre, cere avizele de la comisiile de specialitate, după care rostește formula magică, discuții. Și cine are de discutat, discută. Am remarcat în Consiliul Județean că domnul președinte Arsene spune proiectul de hotărâre numărul privind avizul comisiei urbanism, favorabil avizul comisiei, trecem la vot. Se spune la vot. Deci cuvântul discuții nu există. Aveți dreptate. Sigur că dacă cineva are de discutat, ridică mâna și... Dar mie mi se pare că în acest ritual, dacă este un ritual la urmă, trebuie să apară cuvântul ăla, trebuie să apară invitația. Aveți la discuție. Aveți perfectă dreptate. Noi discuțiile facem în ședința de comisie, în cazul în care nu înțelegem ceva sau chemăm aparatul de specialitate. Evident că nu toate proiectele sunt pe plac sau nu toate proiectele sunt în folosul comunității, cel puțin ceea ce ne privește, câteodată chiar mi se par anumite proiecte că n-ar fi fost atât de urgente sau să ne chem pentru extraordinară sau așa. Dar știți cum este, când nu ne place ceva sau considerăm că nu este bine, atunci cerem câteva minute și revenim din nou grupul nostru, discutăm și vedem cum ar fi soluția cea mai bună pentru cetățean. Apropo de grupul consilierilor județeni liberali, a fost o perioadă acum câtva timp când așa ați reacționat ușor ciudat la vot, nu? Ne aducem aminte de ori lipsă de cvorum, ori nu vreau să revenim la... Da, a fost o chestiune de fără îndoială de disciplină de partid. Și aici vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, așa cum l-am întrebat și pe domnul George Lazar, cum facem, și dumneavoastră sunteți tot absolventă de drept, tot jurist, deci, cum facem când opinia noastră este una și ea nu coincide neapărat cu poziția partidului. Suntem puși în postura de a vota, de a acționa așa cum ne cere partidul, pentru că e firesc să fie o disciplină de partid, dar asta contravine principiilor mele. Cum facem? Păi nu, din punctul meu de vedere, într-adevăr, noi avem un statut pe care trebuie să-l respectăm. Bănuiesc că toate partidele politice au un statut pe care trebuie să-l respecte, dar având în vedere votul, noi tot timpul am pus binele cetățeanului și dacă nu ne-am prezentat sau am considerat că nu este corect din punct de vedere moral, logic, financiar, ne-am opus. Am rămas la tine să fim rezervați asupra votului, nu am fost nici împotrivă, dar nici nu am fost pentru, ne-am abținut și asta înseamnă că ceva la proiectul respectiv nu era la locul lui. Și din cauza asta au fost anumite chestii. Dacă vă referiți la Rosala, ați văzut că vor să scumpească. Eu îmi iau legătura primare cu mine și îmi spune: Doamnă, ce facem? Sunt persoane care mi-au plătit pe tot anul. Cum pot să-i spun lui Mamaie? Mamaie, vezi că trebuie să mai dai de două ori cât mi-ai dat. Sunt probleme pe care sunt destul de delicate. Eu, ca și consilier județean, și eu sunt destul de activă în comune. Merg, vorbesc, discut cu ei și bun, dar voi ce ați votat? De ce o scumpit? Că primarul spune că s-a votat în Consiliul Județean. Tu vii acum să-mi spui că Mamaie știi că s-au prodicat salariile, s-au mărit salariile și din cauza asta trebuie să scumpească și ei. Sunt unele proiecte care chiar nu sunt pentru cetățean, dacă stau să mă gândesc, pentru nevoile lor financiare, pentru că, într-adevăr, știm, s-au mărit pensiile. Nu pot să spun că s-au mărit pentru că, de exemplu, bunica mea are 6 de lei pensie. Plătește curentul, telefonul, mai pune și la pensionari, că ei sunt foarte disciplinați. Și îmi spun: mamă, dar o mări pensia. Dar mama, dacă nu ți-ar cumpăra cineva cele necesare să ai să te alimentezi până la următoarea pensie, nu ai putea să pui nici deoparte, cum spui tu că pui, nu ai avea nici cu ce să te întreții, ar fi foarte greu, pentru că într-adevăr, și la Parlament s-au votat mărirea de salarii. Trebuia din ianuarie sau să mărească cu 10% din ianuarie până în luna decembrie. Atunci, dacă calculăm cu 10% la salariul minim pe economie, ar fi
trebuit vreo 1.050 de lei să crească până la sfârșitul anului sau ceva de genul. Nu stau acum să calculez. Și ei au spus că nu, din septembrie. Păi dacă din septembrie, că mărim mai mult din septembrie, oricum nu ajunge la cât ar fi trebuit să fie mărit până la sfârșitul anului. Dar oamenii învârstnici, oamenii predominanți de la țară, doar văd pe fluturaș că li s-au mărit. Nu se gândesc că coșul zilnic este mult mai sărac. Da. Acum, domnul Lazar a dat următoarea explicație. Dacă nu votez cum îți cere partidul, pentru că se poate întâmpla să nu fie direct în interesul cetățeanului și votez cu cetățeanul, atunci partidul te va marginaliza. Și nu e sigur deloc că cetățeanul te va alege data viitoare că ai ținut cu el, fiindcă nu o să mai suport politic. Dacă ții cu partidul și nu votezi în favoarea cetățeanului, tot nu te votează pentru că n-ai ținut cu el. Deci cumva e un cerc vicios. Dar și e și greu. Știți că ne supunem majorității. Noi suntem foarte deschiși și toți 14 avem discuții libere și atunci dacă sunt persoane dintre noi care poate nu este de acord cu votul celorlalte persoane, ne supunem la vot, majoritatea are cuvânt și atunci, da, într-adevăr, votăm, ne supunem majorității. Deci ați terminat o facultate de drept, de ce ați intrat în politică? Bine, o să vă pară, am mai spus la cineva în televiziune, de la un stâlp de telegraf. Așa am ajuns în 2014 să fac politică, ca să spun așa. Primarul din comun era domnul Duminică, un primar de la Partidul Social Democrat. Am venit cu o propunere la dumnealui. Dumnealui a spus că, știi, când o să vii cu propunerea astea, oricum era un câștig pentru comună, trebuia să, nu de telegraf, de electricitate. Am explicat că acum societatea este pe acțiuni și este la liber, să dea în judecată, că e pe domeniul public stâlpul, să negocieze iluminatul public stradal, kilovatul, că poate să mai facă ceva cu diferența de bani, gen un părculeț pentru copii, un tren de fotbal, nu știu. Și eram agent imobiliar pe vremea aia. Și mi-a spus că atunci, doamnă dragă, când ai să faci tu politică, atunci să candidezi la primărie și să faci tu astea, că eu nu vreau să mă bag în chestiile astea. Și atunci am zis că, da, știți, la Comuna Dulcești au reușit și bănuiesc că vă este foarte ușor acum. Eu tot am insistat. Și nu a considerat de bun augur sfatul meu care l-am dat, mai în loc să-ți la soacra mea și a spus că lezez politic. Am mers la primărie și am spus, domnule primar, din momentul de față în mine nu mai aveți niciun aliat, nici nu am fost aliatul dumneavoastră, dar cu siguranță o să candidez în 2016, nu știu pe ce funcție, dar o să intru în politică pentru că dumneavoastră mi-ați dat oportunitatea în care să mi-arătați că se poate, dacă vrei să poate, și doar că dumneavoastră nu vreți, doar dumneavoastră faceți politica dumneavoastră. Și la câteva săptămâni după discuția care am avut-o cu primarul din comună, domnul Ursărescu era președintele la PNL, căutau persoane dornice să facă politică. Și printr-o cunoștință, aia mi-a făcut cunoștință cu domnul Ursărescu și așa am ajuns în politică. Am fost candidat în 2016 în primă fază pentru primar, pentru funcție de primar. Ulterior am realizat că comuna poate nu este pregătită pentru o femeie primar și... Deci n-a fost la presiunea colegilor? Nu, sau sub nicio formă. Nu am avut nicio presiune, doar am cunoscut o echipă care era dornică să schimbe lucrurile în comună în bine, să nu mai fie roșie, să fie de altă culoare, oricine ar fi fost mai bun în 2016 decât fostul primar, așa am considerat eu atunci. Și domnul președinte Mugur Cosmanciuc, în momentul în care eu m-am hotărât să-l las să girez încrederea mea și munca de 2 ani jumătate în cadrul partidului în organizația de la Trifești, unui domn, și anume domnului primar Marian Dan Lupu, a spus că bine, dar tu ce faci? Hai în echipa mea la județ. Eu nu, sincer, nu eram pregătită și nici acum nu pot să spun că sunt pregătită, că totuși este o responsabilitate destul de mare, de asta sunt destul de vocală. Eu pot să spun că nu fac politică, eu sunt glasul cetățeanului, ca să spun așa, pentru că toată nu pot să mă abțin de la anumite comentarii. Dacă aș fi om politic, aș ști să mă abțin sau aș ști să mai mușc limba din când în când. Eu încă nu pot, nu am învățat. Și am fost și mi-am depus candidatura ca și consilier județean. Există la ora asta, există
tabere, aripi în PNL? Vorbesc de PNL Neamț. La ora actuală, sincer să vă spun, în momentul de față, pentru că suntem în prag de alegeri europarlamentare, toată lumea muncește, toată lumea formează o echipă unită. Îmi place să spun că suntem un tot unitar, pentru că ca să câștigăm, trebuie să fim o forță. Ca să fim o forță, trebuie să fim uniți, din punctul meu de vedere. Da, e corect, deși sună puțin lozincard așa, dar e corect și eu trebuie să mărturisesc că... Forță în unitate sau unitate în forță. Da, eu mărturisesc că am văzut această disciplină la alegeri în Roman, deci în organizația sau în cei care erau în jurul conducerii organizației din Roman în timpul campaniei electorale și la alegeri. Într-adevăr, am văzut un spirit de echipă și o disciplină. Ceea ce nu, la Piatra Neamț nu știu cum se întâmplă, dar acolo se tot întâmplă. Ba era să fie dizolvată organizația, a dispărut la un moment dat, s-a revenit, a venit Moroșanu și acum domnul Chitic își dă demisia din funcția de președinte al organizației. Acolo totuși se întâmplă ceva. Nu, eu sunt de acord că dumneavoastră sunteți uniți, dar nu într-atât de uniți la nivelul județului. În biroul politic județean, din care fac parte, unde sunt membru în biroul politic județean, țin să vă anunț că suntem chiar o echipă unită, împreună cu domnul deputat Mugur Cosman, care este președintele, domnul deputat Laurențiu Leureanu, domnul senator, toți suntem ca o mână, ca să spun așa, dar în toate degetele sunt la fel, vă dați seama așa, și cu organizațiile interne. La Roman, domnul deputat poate știe să țină frâiele mai bine în mână. La Piatra Neamț, poate domnul primar Chiticu a avut unele mici scăpări, nu știu, nu pot să mă pronunț. Nu am fost la Roman, am fost invitată, sunt invitată special de câte ori au nevoie de ajutor. Merg la ședințe, la Piatra Neamț nu am fost decât o singură dată, cred că prin 2016. Acum comentând, deși există acest boom informațional și totul se modernizează cu atâta viteză, ca un politic, chiar dacă nu recunoașteți că sunteți în plenitudinea forțelor, ca un politic, vi se pare normal să-ți anunți demisia dintr-o funcție politică pe Facebook? Aici, sincer să vă spun, nu pot să mă pronunț. Singurul care poate să dea un interviu... Nu vorbim despre domnul Chitic. În principiu, dumneavoastră, dacă, Doamne ferește, bat în lemn, ar trebui să vă dați demisia pe Facebook sau într-un mod oficial? Este un act univoc, absolut univoc, așa da? De proprie dorință. Dar respect și funcția și instituția... Eu cred că persoana care... încearcă sau nu este convins că întâi ar merge un act scris și apoi să-și anunțe oarecum demisia. Nu știu, în ceea ce mă privește, dacă ar fi să-mi dau demisia, bineînțeles, întâi aș da demisia în scris și apoi aș anunța, pentru că așa este frumos. Dar poate nu era sigur sau nu voia să cealaltă persoană sau altcineva care o face pentru pe Facebook, bănuiesc că nu are puterea de caracter să semneze întâi și apoi să anunțe. Adică, nu știu, fac lucrurile pe repede înainte. Poate nu s-a gândit. Nu știu ce să vă spun. Chiar nu... Nu știu. Da. O să trebuiască să facem o scurtă pauză pentru publicitate, că asta este, și vom reveni în partea a doua a emisiunii.